Cuvântul Domnului ne-a vorbit astfel. Ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut că ce veghez asupra cuvântului meu, ca să îl împlinesc. Amin. Vă rog să luați loc. Este o seară dedicată celor tineri, în special și nu numai. Și am ales să citesc aceste două versete din cartea lui Ieremia. Tot despre un tânăr. Un tânăr ca și noi, ca și mulți din biserică. Și Dumnezeu a chemat pe acest tânăr la slujire. Pe când era un tânăr, pe când era copii. Și cercetătorii Bibliei spun despre Ieremia că ar fi avut o vârstă cuprinsă în 20 de ani, atunci când Dumnezeu i-a făcut această chemare specială, o chemare la slujire. Fiecare dintre noi, toți în acel loc, în acest loc, suntem chemați să slujim lui Dumnezeu printr-un fel sau altul, pentru mor sau altfel. Însă important este cum răspundem noi chemării lui Dumnezeu. Important este să răspundem noi afirmativ, pozitiv, chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe tânărul Ieremia la slujire într-un mod special, într-un mod aparte. Și Ieremia a auzit acest glas în urechile lui și l-a întrebat, ce vezi, Ieremia? Aceeași întrebare mi-o face Dumnezeu și mie astăzi, în această rămasă, și ce face și ție, acolo unde ești. Ce vezi, Tinu, ce vezi, fratele Raufra? Ce vezi, frate Ovidiu? Ce vezi, frate Eugen? Ce vezi? Ce vezi, frate Ovidiu, din această dupămasă, îmi doresc să te intitulezi să fie acesta. Ce vezi? Și să punem numele nostru, fiecare locul lui Ieremia. Să pun numele tău, să pun numele meu. Și să ne întrebăm pe unul, să ne întrebăm unul fiecare în parte. Ce vezi? Ce privești în zilele acestea? Și-am spus că acesta să fie titlul mesajului. Această întrebare, o întrebare care să medităm în restul săptămânii care ne stăm față și să ne gândim și să ne spunem la modul cel mai sincer ce este ceea ce văd, ce este ceea ce privesc. Dumnezeu, știm cu toții că ce-a creat ființa umană după chipul și asemănarea Lui. Tot Dumnezeu a înzestrat în ființa umană, a înzestrat în corpul uman cinci simțuri, cinci simțăminte. Vorbea Fratele Iulian săptămâna trecută despre numărul 5 și spunea semnificația numărului 5, acest 5. A numărului 5 și spunea că înseamnă cifra Harului. Numărul 5 înseamnă cifra Harului. Și Dumnezeu ne-a dat acest Har, a înzestrat ființa umană cu 5 simțăminte umane. Și ar trebui să întreb tinerii adolescenți, dacă știu și îmi amintesc că la cole, cele cinci simțuri umane, dacă este cineva care poate să ne spună, accept cele cinci simțuri, simțăminte umane, dacă își mai amintesc, accept și în spaniolă să fie spus. Tatăl meu este mai major, este adolescent. Există cinci simțuri umane pe care Dumnezeu ne-a înzestrat. Și primul este simțul vederii, simțul auzului, simțul mirosului, simțul gustului și simțul pipăitului sau simțul tactului. Adolescenții noștri, că știu ce este simțuri,
umane pe care Dumnezeu a înzestrat ființa umană. Simțul vederii, simțul auzului, simțul gustului, simțul mirosului și simțul pipăitului. Pe aceste cinci simțuri umane, noi putem să îi dăm slavă lui Dumnezeu. Prin aceste cinci simțuri umane, noi putem să îl lăudăm pe Dumnezeu. Și tot prin aceste cinci simțuri umane, noi putem să îl dezonorăm pe Dumnezeu. Noi putem să aducem ocară la adresa lui Dumnezeu. Întrebarea din această dupămasă și tema din această dupămasă pe care eu am ales-o este ce vezi? Ce vezi? Și nu ar trebui să vorbesc în această dupămasă nici despre chemare, nici despre o altă temă, ci despre ce este ceea ce vezi. Ce este ceea ce văd, ce este ceea ce privești. Această întrebare Dumnezeu a făcut-o lui Ieremia la un moment dat, când aveam în jurul vârstei de 20 de ani. Dumnezeu te întreabă în această dupămasă și mă întreabă în această dupămasă ce este ceea ce vezi, ce este ceea ce privești. Experții pediatri spun că un procentaj de peste 90% din informațiile pe care le avem în creierul nostru uman intră prin acest simț al vederii. Și aș dori în această dupămasă să vorbesc despre simțul vederii, simțul văzului, simțul virtual. Ce este ceea ce vezi? Peste 90% din informațiile care intră în creierul nostru uman le obținem prin acest simț al vederii. Ce este ceea ce vezi? Ce este ceea ce privești? Eclesiastul, capitolul 1, cu versetul 8, spune că ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu obosește auzind. Ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu se mai satură de auzind. Nu obosește auzind. Întrebarea se pune în dreptul meu și în dreptul dumitale. Ce este ceea ce văd? Cu ce fel de imagini îmi alimentez creierul? Să vorbeam la ora de rugăciune despre creierul nostru, despre mintea noastră. Ce este ceea ce văd? Ce este ceea ce privesc? Unde privesc? Unde aleg să privesc? Și ce este ceea ce văd? Ochiul nu se mai satură de văzut și urechea nu obosește auzind. Răspunsul lui Ieremia a fost unul după voia lui Dumnezeu, unul pozitiv. Și el a răspuns, văd un vegheator. Văd un vegheator care îmi poartă de grijă. Văd un vegheator care nu mă părăsește și protecția lui este în fiecare zi peste mine. Aceasta a văzut Ieremia în perspectiva lui. Întrebarea se pune pentru mine și pentru dumitare în această dupămasă. Ce este ceea ce văd? Unde aleg să privesc? Știu cu toții că și păcatul a intrat în lumea umană. Păcatul adamic a intrat în Geneza, capitolul 3, cu versetul 6, a intrat prin simțul văzului, prin simțul virtual, prin simțul ochilor. Ce este ceea ce văd? Eva, la un moment dat, în capitolul 3, cu versetul 6, scrie că și femeia a văzut că pomul era bun de mâncare și plăcut de privit. Femeia a văzut. O, câte nu mai vedem noi astăzi. Câte nu mai văd soțiile noastre. Ce este ceea ce vezi? Întrebarea din această dupămasă. Ce este ceea ce vezi? Păcatul adamic a intrat prin acest simț al vederii, al ochilor. Opta ochilor. Cântă grupa mică o cântare care spune ai grijă, ochișor, unde privești. Ai grijă, ochișor, unde privești, căci Părintele de sus
te privește necedat, ai grijă, ochișor, unde te privești. Și mesajul meu din această săptămână ar trebui să fie acesta. Ai grijă, de fapt, un avertisment pentru unul de care în parte, un semnal de alarmă să fie pentru noi toți. Și să fie acesta, ai grijă, ochișor, unde te privești. Ce este ceea ce vezi? Unde alegi să privești? Cu ce fel de imagini îți alimentezi creierul tău, mintea ta? Ce fel de imagini apar în fața ochilor tăi? Ce fel de imagini te atrag? Ce fel de lucruri vizionezi? Ai grijă ochișor unde privești. Păcatul adamic a intrat în acest simț al vederii. Împăratul David este înscris în cartea 2 Samuel 11 cu 2 și 3. A fost atras și el în păcat, a fost dus și el în păcat. De această poftă a ochilor. Vreau să citesc 2 Samuel capitolul 11 versetul 2 și 3. Care spune, vorbește despre împăratul David. Într-o după amiază seară, David s-a sculat de pe față. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scânda și care era foarte frumoasă la fi. Iată dar un alt exemplu pe care îl avem pe pagina Sfintei Scripturi. Un alt păcat care s-a comis pe baza acestui simțământ, acestui simț uman pe care Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat să ne folosim spre slavă și spre gloria Lui. Și mulți dintre noi îl folosim cu alte scopuri, cu alte mijloace. Păcatul împăratului David a intrat din simțul virtual, din simțul ochilor. Cele mai multe păcate, spun eu, intră în acest simț. Dacă peste 90% din informații pe care noi le avem în creierul nostru, în mintea umană, intră prin simțurile lui. Tot cele mai multe păcate se produc la acest nivel, prin acest simțământ, prin simțul vederii. Și este, spunea cineva, este incredibil ce poate să facă o imagine în mintea umană, în creierul nostru uman. Și spunea cineva că ce o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. O imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte și vă repeta această întrebare, acest mesaj, destul de repet, în timpul care mai rămâne la dispoziție și să te întrebi și să mă întrebi în această frumoasă. Ce este ceea ce vezi? Ce este ceea ce privești? Și aș dori să le vedeți, nu numai în această frumoasă, ci tot restul săptămânii, și să-ți răspunzi la modul cel mai sincer, ție personal, ție să-ți răspunzi ceea ce văd eu, ceea ce privesc, oare este voia lui Dumnezeu să privesc acolo? Este voia lui Dumnezeu să mă uit acolo? Este voia lui Dumnezeu să îmi alimentez creierul uman cu astfel de imagini sau astfel de lucruri care nu plac lui Dumnezeu? Atenție unde privești și atenție ceea ce vezi. Un alt exemplu îl avem pe pagina Sfintei Scripturi, în cartea Geneza, capitolul 34, cu versetul 1 și 2, acolo ne vorbește despre Dina, că ce a ieșit să vadă fetele țări. Un alt păcat, alte consecințe neplăcute care le-a avut această tânără, din cauza vizualității, din cauza curiozității, spun eu, pentru că a ieșit să vadă ce vezi, ce privești. Tânărul Ieremia a văzut, în dreptul lui a văzut un vegheator. Tânărul Ieremia a văzut în dreptul lui un protector. Întrebarea se pune, ce vezi în această zi din pămasă? Vezi un vegheator care vechează asupra ta și asupra casei tale? Vezi un protector care în fiecare zi
protecția Lui este peste tine, te protejează și te poartă în cadrul Lui de biruință. Ce vezi? Spune psalmistul, psalmul 127, versetul 1, că și dacă nu păzește Domnul o casă, dacă nu păzește vegheatorul o casă degeaba, veghează cei ce o păzesc. Dacă vegheatorul nu păzește o casă, dacă protecția Lui nu este peste o casă, poți să o tot păzești, să o tot supraveghezi, pentru că El este Cel care veghează. Atât timp cât tu stai în mâna Lui, atât timp cât tu te încrezi în El, în totalitate și în exclusivitate numai în mâna Lui. Vegheatorul veghează, Domnul Iisus Hristos veghează asupra Cuvântului Lui ca să se împlinească. Vegheatorul veghează asupra promisiunilor sale ca să se împlinească. Vegheatorul veghează asupra făgăduințelor sale ca să fie duse la îndeplinire. Cântau tinerii aceasta după masă o cântare și cât de frumoasă era, ține-mă în mâna ta. Când oceanele cumplit buiesc, Doamne, dă-mi putere să biruiesc, Tată, știu că Tu ești vegheator. Tată, știu că Tu ești vegheator. Stau liniștit, știu că ești om. Dacă vezi un vegheator în viața militară și în viața mea, dacă văd un vegheator în fața furtunilor, în fața valurilor, în fața oceanelor care pot cumpli, vei sta liniștit. Pentru că tu știi că ai un vegheator. Și spunea Tatăl meu, nu este important, nu este prea important când trecem prin probleme, prin valuri, prin furtuni. Important este să mergem cu El de mână. Important este să fie vegheatorul lângă noi. Și atunci când veghează El, nimic nu se pierde. Nu se va distruge nici corabia vieții tale sau vame. Și nu se va pierde nimic din familia ta, pentru că există un vegheator care veghează în dreptul tău și în dreptul casei tale. Iov spunea într-o împrejurare, în capitolul 29, cu versetul 4, căci Dumnezeu vedea ca un prieten peste cortul lui. Dumnezeu vedea ca un prieten peste cortul meu, spunea Iov într-o împrejurare. Și fie ca Dumnezeu să fie vegheatorul tuturor corturilor bisericii și muntele Sionului, Dumnezeu să vegheze în dreptul tuturor familiilor și în dreptul tuturor corturilor care există în biserica muntele Sionului. Există o lume a ochilor, există o lume virtuală, spun eu. Există un simț cu care Dumnezeu ne-a existat, un simț al vederii. Cum îl folosești? Cu ce scop îl folosești? Pentru cine îl folosești? În această Sfântă Masă te întreabă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ce alegi să privești? Ce vezi? În fiecare zi suntem borbandați și vedem mii de imagini la nivelul ochilor. La nivelul lumii virtuale, există o lume virtuală. Această lume virtuală este o lume, de fapt, ireală, care această tehnologie încearcă să ne introducă în viețile noastre din ce în ce mai mult. Există o lume a ochilor și în fiecare zi suntem bombardați cu tot felul de imagini, cu tot felul de informații la nivelul ochilor. Tu ce alegi? Să vezi ce alegi să văd. Medicii pediatri spun că și copiii mai mici se află într-un pericol foarte mare atunci când ei sunt lăsați în fața ecranelor, în fața televiziunii, în fața ordinatoarelor, deoarece de multe ori nu știu să facă diferența dintre ceea ce este real și ceea ce este ireal. Copiii mici de multe ori nu știu să facă diferența dintre ceea ce este virtual, ceea ce este ireal, de ceea ce este real. Întreba un copil tânăr, acesta
acest tânăr, acest copil, îi plăceau foarte mult jocurile și era dependent de aceste jocuri pe calculator, pe internet și îi spunea, întreba pe acest pastor, acest tânăr, acest copil, acest pastor, îi spunea, este păcat să omori pe internet? Este o păcat să uciți atunci când te joci pe internet? La care acest frate pastor, în vârstă, că o zi de Duhul Sfânt a spus, ce spune cele 10 porunci? Să nu ucizi, nu? Să nu ucizi. Dacă tu ucizi, este păcat. Este păcat. Nu știu cât de mult copiii se sesizează și au acest discernământ de a face diferența dintre ceea ce este real și ceea ce este ireal. Copiii mici se află într-un pericol dacă lăsăm de capul lor, dacă îți lăsăm de capul lor, în voia lor, aceste jocuri, aceste ecrane, deoarece de multe ori ei nu au acest discernământ de a face diferența dintre lumea virtuală și cea reală. Există un pericol pentru ei și totodată ei spun medicii că afectează nivelul lor de gândire, afectează mintea, creierul lor, afectează dezvoltarea lor normală, dacă sunt lăsați în fața acestor ecrane, acestor televizoane. Ce fel de imagine, întrebarea este pentru noi mai mari, pentru noi adolescenți, pentru cei mai în vârstă în această informasă, ce fel de imagine alegi să privești, ce fel de imagine alegi să vezi în această informasă? Ce vezi pe stradă? Ce vezi la calculatorul tău? Ce vezi în intimitatea ta? Ce vezi la locul de muncă? Ce vezi chiar și biserică? Ce vezi? Ce privești? Și Eclesiastul în Proverbe spune un verset, Proverbe 4:25, ochii tăi să privească drept înainte. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Ce este ceea ce vezi? Tot medicii spun că și expunea delungată și în mod repetat a noastră în fața ecranelor creează dependență, creează o dependență atât timp cât tu alochezi în fiecare zi timp regulat și într-un mod sistematic. Statul în fața ecranelor și în fața acestei lumi virtuale și în expunerea acestor imagini neplăcute care sunt zi de zi, creează dependență. Atenție unde privești, atenție ce este ceea ce vezi. Cât ești, și pot să-mi răspund și pot să-mi răspund în această comasă, cât ești de dependent, cât depinzi de mult de această lume virtuală. Ca și tine, ca și adolescenți, probabil avem mai multe nevoi de calculator, de telefon mobil, de alte rețele sociale, de Facebook. Nu știu cât de mult ești dependent de aceste lucruri virtual. Nu știu cât de mult depinzi de această tehnologie pe care zi de zi parcă apare o tehnologie tot mai nouă și tot mai dezvoltată. Ce alegi să vezi? De ce ești dependent? Ce privești în această frumoasă întreabă Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Faptul că putem să comunicăm, faptul că putem să ne vedem la distanță nu este rău, nu ar trebui să fac nicio relație în domeniul acesta, ci ar trebui să întreb și să-ți răspund sincer. Cum folosești această lume virtuală? În ce scop o folosești? Cât timp alochezi acestei lumi virtuale? Și cât timp
mii de bici din Dumnezeu. Cât timp îi dedici lui Dumnezeu în rugăciune, cât timp îi dedici lui Dumnezeu în părtășie, cât timp îi dedici lui Dumnezeu în fiecare zi și cât timp îi dedici acestei lumi virtuale. Spuneam, lumea virtuală este una, lumea reală este alta. Lumea virtuală este, lumea reală este să vii la biserică, să dai pacea Domnului cu frații, să te privești în ochi, să întrebi de sănătate, să întrebi ce probleme au, cum se simt. Iar lumea virtuală este să stăm de la tălătorii pe sofa și să vizionezi live, probabil, serviciul la biserică. Una este lumea virtuală și una este lumea reală. Mulți preferă, cum multe biserici fac, de obicei, programul lor este dat live și mulți frați preferă să rămână acasă undeva polăniți și să vizioneze acel program undeva live. Dar aceea este lumea virtuală, de fapt este lumea reală. Și Dumnezeu mi-a chemat să avem părtășie unicoanți. Nu poți să ai părtășie pe acele ecrane, pe acele imagini. Și Domnul Iisus spunea, și Dumnezeu vă simți Crist, nu părăsiți adunarea cum au unii obicei. Lumea reală este una, iar lumea virtuală este alta. Lumea reală este că mâine trebuie să mergem la muncă, nu să muncim, să ne trezim. Iar lumea virtuală este alta. Este ceva ireal. Lumea virtuală este creată din imagini care, dacă nu suntem atenți, dacă nu folosim într-un mod constructiv, putem deveni dependenți de această lume. Atenție cum folosim această lume virtuală. Scopul tehnologiei de astăzi este să fii cât mai controlat, să știe cât mai multe informații despre tine, această tehnologie. Să știe totul despre tine, dacă se poate, toate informațiile care le țin. Și asta este scopul tehnologiei. Scopul lui Dumnezeu este să îți ațintești ochii spre apostolul și marele preot, adică la Iisus. Scopul lui Dumnezeu este să îți întorci privirile spre El. Și ne-am salvit că când îți întorci privirile spre El, de unde să îți întorci privirile? De la lumea virtuală, de la lucrurile mortale, de la viața de zi cu zi, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Doamne, vrem să ne îndreptăm privirile spre Tine. Mulți tineri creștini, nu o spun în biserica noastră, cunosc mulți tineri creștini care deja sunt dependenți de această lume virtuală. Fie ca biserica noastră să ne investeam astfel de tine, care să fie dependenți de această lume virtuală. Oricare ar fi această lume virtuală, indiferent dacă este televizor, telefon mobil, internet, rețele sociale, telenovele, indiferent care ar fi ele, dacă ești dependent, este păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu folosești într-un fel constructiv, în mod constructiv, este păcat înaintea lui Dumnezeu. Și dependența este păcat înaintea lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 3, versetul 1, spunea, și joi seara era amintit acest verset, ațintește-ți privirile, deci atât sfinți care aveți parte, parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mântuirii noastre, adică la Iisus. Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Îndemnul meu personal în această dumneavoastră și aș vrea să mă apropie de încheiere este acesta, nu îți întina privirile cu imagini și lucruri care îți distrug creierul tău, îți distruge spiritualitatea ta, îți distruge ființa ta, urmă, te autodistrugi.
Folosește cu atenție, cu mare atenție, această lume virtuală și Dumnezeu te va lumina. Dacă există tineri în acest loc care sunt dependenți și au nevoie de Dumnezeu ca să îi deslege, au nevoie de Dumnezeu ca să îi libereze, a dorit ca în finalul acestei serii să facem o rugăciune specială în direcția aceasta și zic ca Dumnezeu să deslege orice dependență și să ne lege de cuvântul Lui. În ultimul rând, ar trebui să dau trei soluții pentru acești tineri care sunt, care doresc să fie eliberați. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că și dacă te recunoști și înaintea lui Dumnezeu, dacă îi ceri iertare înaintea lui Dumnezeu, El este Cel care te ia. Dacă până astăzi ai văzut lucruri care nu trebuia să le vezi, dacă până astăzi ai privit unde nu trebuia să privești, dacă până astăzi ai văzut lucruri care nu trebuia să le vezi, această rugăciune, ai această oportunitate și această ocazie să vii să te recunoști înaintea lui Dumnezeu și să ceri iertare și recunoștință. Prima soluție este aceasta, să te recunoști și să ceri iertare. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare înaintea Domnului. A doua soluție este să îi ceri putere înaintea lui Dumnezeu să biruiești această poftă a ochiului. Să-i ceri putere de la Dumnezeu să biruiești orice tentație, orice imagine, să biruiești lumea virtuală și Dumnezeu te va ajuta. Și în ultimul rând, să rogi pe Dumnezeu ca să-ți deschidă ochii minții și să vezi lucrurile legii Lui. În Psalmul 119, cu versetul 18, ultimul verset pe care aș vrea să-l recitesc, este acesta. Psalmul 119, cu versetul 18. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii ta. Iată, dar trei soluții pe care le avem înainte, dacă dorești ca să nu mai fii dependent de această lume virtuală, această poftă a ochiilor. Recunoaște-ne ca Dumnezeu, cere iertare. Cere de la Dumnezeu putere ca să-ți dea putere să biruiești orice tentație, orice poftă a ochiilor. Și în ultimul rând, roagă pe Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să vezi lucrurile legii Lui. Și atunci, cu siguranță, vei vedea un mediator în viața ta. Amin.